ce ați văzut acolo, în clipul ăla, o să fie noul sediu al Sera Print. Este așa de entuziasmat. Deci da, după cum sună, o să ne mutăm acolo de la începutul lunii următoare. Și nu e cu mult mai mare decât ăsta. Adică nu știu dacă e mai... Ai o țelă mai mare. Dar... spațiul principal mă refer. Dar mai are bucătărie și mai are baie proprie. Și aici avem baie, dar e pe palier comună, bla bla bla, nu avem bucătărie. Nu că ar fi asta neapărat o problemă. Dar se pot valorifica și spațiile alea pentru depozitare sau ceva, bucătăria, n-avem nevoie de bucătărie, deci o să facem și acolo cumva o zonă de lucru, cred că ar fi acolo ok presele. Dar da, o să fie toate la un loc în sfârșit, o să eliberăm living-ul de acasă, o să centralizăm toată treaba acolo, fie foarte, foarte fain. Diana nu știe încă, știe de spațiu, știe de idee, dar nu știe că e oficial. Trebuia să vină și astăzi dimineață, mă rog, aș fi vrut să fie și ea cu mine, doar că, după cum știți, are și job de zi, că cineva trebuie să și lucre, și n-a putut să vină și ea. Așa că nu i-am spus că azi dimineață mă întâlnesc cu proprietarul și să-l văd și să mă înțeleg cu el și să vedem, mă rog, să văd dacă pot să mă înțeleg cu el, dacă ne înțelegem la un preț pentru chirie și bla bla bla. Dar omul a fost înțelegător, a fost ok, am reușit să negociez la un preț foarte ok pentru noi. Și abia aștept, e de reparat puțin acolo, trebuie să facem niște reparații, dar aia nu e problema, aia e fix trânta, fix. Sunt așa de entuziasmat. Și diseară, după ce iese Diana de la muncă, o să iau și, nu știu, trebuie să găsesc un pretext să mergem acolo, să nu mă dau de gol. Și pentru că am fost cu ea și am arătat curtea, zona și așa mai departe, să-i arăt cam unde ar fi când am vorbit de idee. Trebuie să o duc și să-i dau vestea. Nu știu cum să fac, în așa fel încât să nu se prindă că e bătută în cuie, deja e stabilit și... Da? Dar bine, hai să și muncesc ceva, că de-aia am venit aici azi. Am mai găsit un cablu de prelungire USB. Și așa se dau bigurile pentru o copertă. Astea sunt bigurile. Pe aici efectiv se pliază, se îndoaie coperta. Aici vine cotorul și astea sunt părțile din exterior. Pentru albumele astea mari de 30-60 de nuntă sau în cazul ăsta botez, folosesc biguitorul ăsta mare și greu, pentru că numai în ăsta încap coperțile astea mari de 35 lățime. Albumul ăsta la presă de 2 zile. Da, așa trebuie să stea un album la presă. De bun, acum trebuie să-i tai surplus, că uite, de exemplu, cum e face-off-ul ăsta. Si, e ridicol. Și trebuie tăiat punk, 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 toate direcțiile, să fie frumos și drept, uniform. Și după aia o să-l pun în copertă și înapoi la presă. Et voilà! Încă un album, Big Motherfucker, ăsta e din ăla de 30x60. Am mai zis asta, nu știu câte oară. Da, bă, gata, și cu asta îl pun la presă și să-mi bag picior. Am vrut să mă duc acasă, doar că. Nu știu dacă se vede, dar plouă și am venit cu bicicleta. Oh well, mai stau. Da, și las acolo vreo 2 zile, ca să fiu extra sigur că o să iasă și cum trebuie. Ploaia s-a oprit un picuț, nu știu cât ține, așa că profit și fug acasă. Fug că mi-a terminat treaba și nu mai are rost să stau pe aici. Albumele și printurile alea le predau doar, nu știu, mâine, poi mine zilele următoare, așa că... Oh well. Fug acasă și mă gândesc cum să fac diseară să-i arăt surpriza Dianei. Ține spun, mi se iasă bine. Cred că s-a dus de tot bateria la camera asta, cum mai ține maxim 15 minute de înregistrare continuă și după aia se oprește. Deci tot timpul trebuie să stau cu ea la încărcat când vreau să filmez, că altfel ar trebui să închide. Și așa prost momentul acum să trească să cumpăr baterie și aproape 2 milioane una, goddammit, așa că încă mă chinui cu ea, așa cum e, cu bateria externă, pentru că, hei, ne mutăm! Și o să avem o grămadă de bani de băgat în spațiul nou și tot procesul ăsta de mutare
să și dureze, că avem o tonă de chestii. Și când te muți vorba aia în casă nouă, trebuie să bagi bani, n-ai ce face. Cum am mers eu pe dia de la muncă, i-am zis că mergem să vedem spațiu, dar nu i-am zis că am bătut deja în cuie treaba, că e ok. Este doar că putem merge să vedem efectiv spațiu în interior, că data trecută când ne-am arătat, ne-am arătat doar zona și din exterior și nu se vedea nimic în interior. Am văzut deci doar curte, am arătat-o și un perete exterior. Așa, acum o să mergem să vedem efectiv tot spațiu, mă rog, să vadă și Diana. Și nu știu cum se face, o să fie puțin cam awkward, nu o să fie chiar așa de wow, surpriza din păcate în momentul în care o să zic, dar o să fie ceva. E exact 5, deci mai este încă o oră până este Diana. Am găsit aici o parcare clandestină, să zic așa. Că dacă intru la mall, Diana lucrează în mall, și intru în parcarea mall-ului, îmi dau seama că la 6, când iese toată lumea, o să-mi ia o oră să ies din parcare. Așa că am parcat aici. Atâta că nu e pavată, dar e o parcare enormă. Nu știu, cred că sunt aici vreo 200 de mașini. Doamnă, ce ai aici? Ceaiuri. Diana, vin de ceaiuri aici. Good this. Acum o să pornească Diana sistemul de alarmă. Deci ce cod ai, tanti, la alarmă? Foi. Parcare, gazon și pe aici ai accesul la pod. Dar trebuie să-ți zic ceva. Deci, da. Da, să fie bucătăria. Na, nu-i cu mult mai mare decât atelierul. Da, e mai mare ca atelierul, adică spațiul ăla. A, bine, da, se câștigă cu baia. Cu baia și bucătărie, mă rog, baia. Baia e mare, mai mare decât baia noastră de acasă. E, serios? Da. Nu-i? Sau nu? Nu, mi se pare. Mi se pare că e cadă de duș de aia. Păi n-am văzut să te gândești toată ziua la asta. De-aia te-am întrebat dacă poți să rezolvi dimineața. Ia, mi-era sigură! Am întrebat-o ieri pe Diana dacă are cine să locuiască dimineața la muncă, ca să vină și ea să vadă spațiul înainte, când m-am întâlnit cu proprietarul. Dar am zis că nu poate să înlocuiască, n-are cine să înlocuiască și așa. Și după aia am zis că am glumit, nu a fost nimic, de fapt, ca să nu se gândească toată ziua la... Așa făceam. Da, bun, și cam atât. Cam atât deocamdată. E doar, vă arătăm așa, un tur virtual. Da, e o cameră goală, cu o baie acolo și o bucătărie aici și o Diana în mijloc. Trebuie să repar peretele alea, deci ăla trebuie tot șmirgălit, fain, mă rog, șmirgălit, dat jos de pe el. Și după aia trebuie să-l clepuiesc și să-l zugrăvesc și dacă zugrăvim bucata aia, evident că o să zugrăvim tot până la tavan, mai puțin tavan. Și o să fie mult mai, o să arate mai proaspăt pe scurt, o să arate mai ok. Bun, avem de lucru. Să fie fain. Așa-i? Rămâneți cu noi!